Pe harta orașului figurează ca fiind stradă de oraș, ba chiar de oraș european. În realitate, însă, locuitorii de pe Walter Mărăcinanu nu se simt nici pe departe ca locuitori ai unui municipiu reședință de județ. Acest lucru, deoarece nu au nici asfalt, nici canalizare, iar atunci când plouă, apa ajunge până la genunchi. Cizmele de cauciuc sunt un articol de bază și la fel vor rămâne și anul acesta. Acest lucru din cauza că pe lista de investiții a primăriei nu a fost prinsă asfaltarea sau canalizarea acestui tronson de drum. E noroi și groape, vai de lume, vai de lume. Pe aici în jos și pe unde trec cu mașinile și stai și acolo așa, vai de lume. Vă văd cu cizmele de cauciuc. Păi, dar nu pot să umbli pe aici așa când inamor și ploaie. Nu, n-ai cum. E vreo gospodărie în care să nu fie cizme de cauciuc? Nu, nu. Tot dealul care trec și copiii la școală și așa, s-a duc părinții până la potcul așa în cizme și de acolo le ia părinții, vine cu cizme acasă și dă copilului cu pantofii acasă că, la școală, că se aducă la școală sau la grădință. Parcă n-ar fi strada orașului asta. Ce să facem noi loc proprietarii de pe strada asta? Ce credeți că ați putea face? Absolut nimic. Nu ne ascultă nimeni. Ați făcut petiție, ați spus că este o problemă aici? În campanie am adus aici și au văzut. După care ne-au uitat. Pe Walter Mărăcinanu este mai rău decât la țară. Oamenii s-au săturat de promisiuni. Gherghel a promis mare acusarea, dar imediat după alegeri i-a uitat. A promis de câte ori a venit în coacea că facem, că ne ocupăm anul ăsta, nimic. Oamenii sunt revoltați de lipsa de interes a primarului Gherghe. Edilul nu a mai pus piciorul pe Walter Mărăcinanu de la alegeri. Ne gândim ca să nu mai plătim impozitele. La ce rost are să plătim impozit? Pentru un bec care l-am aparte? Nu are rost, n-am nevoie nici de ala. Nici anul acesta nu este pe lista de... Nu este. Eu înțeleg că în 2014, dar nu se știe dacă au venit bani. Zice că în 2016 nu mai candidează și și-a făcut plinul. Credeți că acesta este motivul pentru care primarul Gherghe nu se mai interesează de oraș? Probabil. Ăsta e motivul. Că dacă nu mai are de gând să candideze... Nu-l mai interesează ce să mai faci. Edilul nu a dorit nici de această dată să ofere un răspuns severinenilor. Un lucru este sigur, strada Walter Mărăcinanu nu este prinsă pe lista de investiții a primăriei pe anul 2013. Așadar, pe Gherghe puțin îl interesează de oameni. Le-a promis vrute și nevrute, le-a luat voturile, iar acum nu-l mai interesează nimic timp de 4 ani. În schimb, știe să mărească prețul la apă și gigacalorie și să impună taxe peste taxe.